Tânăra a ajuns la maternitatea spitalului județean luni dimineață, dusă de soțul ei pentru că avea contracții. Sarcina era la termen și fusese monitorizată. Nu existau probleme. Chiar și la internare, medicii ar fi spus că nu sunt motive de îngrijorare. Femeia a început însă să aibă dureri mari și sângerări. Cu toate acestea, au amânat nașterea până când medicul care i-a monitorizat sarcina ar fi fost de gardă în spital. Pentru bebeluș a fost însă prea târziu. Soția a și solicitat, dacă nu poate să nască natural, să îi se facă o operație cezariană. Și au refuzat? Sau... Nu știu să vă spun. A spus că toate vă uitați la fel, toate. Simțiți că au amânat momentul ca să nască cu doctorița? Eu așa cred. Cred că se putea face și o operație cezariană. Cei doi soți au sesizat și colegiul medicilor. La spital a fost deja deschisă o anchetă. Toată echipa medicală depune referate și note explicative. În schimb, pacienta este bine, dar pentru noi este un eveniment nefericit. Vom solicita documentele necesare pentru a vedea despre ce a fost vorba și vom discuta mai departe cu petentul. Familia a depus plângere și la parchetul judecătoriei Drobeta Turnu Severin. La internare și în cursul zilei lucrurile au decurs normal, însă peste noapte bebelușul a decedat. Persoana vătămată, suspectând faptul că medicii din cadrul spitalului nu au luat toate măsurile medicale necesare în vederea preîntâmpinării decesului. Tânăra a fost externată și se simte bine, însă așteaptă raportul de la medicină legală pentru a afla cauzele morții subite a bebelușului.